Astăzi vă voi prezenta 5 sfaturi cu care să impresionați polițistul la traseu. Dacă vă place această serie, nu uitați să lăsați un like și un comentariu. Dacă doriți, putem să facem și partea a doua. Iar dacă vă doriți, putem merge și pe un traseu în Bucureștii Noi, unde știu ce traseu dă polițistul, pentru a vă arăta exact ce trebuie să faceți și traseul în sine. Înainte de orice trecere de pietoni, încercați să luați piciorul de pe accelerație și să lăsați mașina să meargă din inerție, deoarece polițistul va aprecia acest gest, plus că puteți vedea pietonii mai bine. O altă cerință a unui polițist este să efectuați virajul la stânga sau la dreapta, acolo unde legea permite. Aceasta este o replică destul de folosită. De exemplu, dacă acum ar trebui să virăm la stânga, acolo unde legea ne permite, cel mai probabil nu se va putea efectua această manevră, deoarece sensul va fi interzis. Întotdeauna asigurați-vă când ieșiți. Chiar dacă e o mașină pe banda 1 sau banda 2, nu ieșiți. Așteptați să se elibereze și să nu fie nimeni. De-abia după ce nu mai e nimeni, atunci puteți ieși în siguranță. Iar polițistul va aprecia pentru că vă poate pune frână pentru nedare de prioritate. Un alt lucru important este să dați semnal de fiecare dată când depășiți o mașină parcată, respectiv când vă întoarceți pe banda voastră. Astfel dăm semnal că depășim și dăm semnal că ne întoarcem. Polițistul o să aprecieze acest gest, plus că nu are pentru ce să vă scadă dacă dați astfel de semnale. Ultimul sfat foarte important este să vă asigurați în oglinzi, mereu, însă nu doar din ochi, ci să întoarceți capul spre oglinzi, astfel încât polițistul să vadă că vă asigurați. Cu siguranță o să-i oferiți încredere și veți reuși să treceți examenul.